Mult așteptată de gălățeni, ziua de Sfânta Maria, în care se sărbătorește și ziua Marinei, a fost întâmpinată pe faleză, pe malul Dunării, unde fiecare, cu mic cu mare, a găsit câte un punct de atracție. Prima parte a zilei a fost dedicată luptelor cu pirații, întâlnirii cu zeități ale mării și jocurilor marinărești, dar și relaxării pe terasă sau degustării deliciilor gastronomice prezentate la standurile special amenajate. Vedetele zilei au fost, desigur, pirații. Destul de tineri, de altfel, cu multe trecere la doamnele și domnițele Galațiului, dacă este să ne luăm după numărul mare de fotografii făcute ca suvenir al acestei zile. Desigur, și copiii au fost extrem de încântați să stea față în față cu personaje desprinse parcă din pirații din Caraibe. Iar domnii au avut ocazia să-și arate dibăcean mânuirea spadei și retezarea căpățânilor de varză. Pistoale, tunuri, săbii, flamuri cu însemn ale lupilor de mare au completat scenografia unui spectacol stradal în care animația a fost combinată cu mici cascadorii, glume, jocuri de forță sau de păstrare a echilibrului și lupte aprige, dar totul în limitele coreografiei. La concurență cu pirații s-au aflat terasele, pline ochi de mușterii, dar și standurile târgului de bunătăți gastronomice, unde producători din toate colțurile țării au tot combătut pe faleză de vreo 3 zile încoace. De la dulciuri fel de fel, la produse din stupină, arome și felurite licori din lavandă, dar și tradiționalul porumb fiert sau mititei și berea s-au aflat la loc de cinste în oferta zilei. Iar dacă pirații ar fi putut să-l aleagă în frunta lor pe capitanul pe cât de hâtru, pe atât de priceput în mânuirea sabiei, negustorii ar fi putut să-l aleagă drept căpetenie pe ciobanul Nicolae, venit la Galați cu niște bunătăți de la stâna lui din Alba, ce-ți lăsau gura apă numai cât te uitai la ele. Acum, pentru cei mai puțini amatori de adrenalină sau mai grijulii cu silueta și colesterolul, la fel de plăcută a fost chiar și o simplă plimbare pe malul Dunării. Asta mai ales că trubadurii moderni, cu chitara sau acordeonul, făceau atmosfera mai plăcută și poate chiar ceva mai romantică. La toate acestea, mai pe seară, erau așteptate momentele mai speciale de ceremonial dedicate zilei Marinei. Gardă de onoare, paradă navală și exerciții de luptă pe Dunăre.